În urmă cu o săptămână, prețul acțiunii la Hidroelectrica s-a prăbușit pur și simplu de la o zi la alta. Însă, între timp, prețul acțiunii a crescut în mod accelerat. Întrebarea este, mai este astăzi o investiție bună, investiția în Hidroelectrica? Sau poate ar trebui să așteptăm noi corecții? Te salut, Cristian Târboiu. sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare și astăzi ne interesează să vedem care este prețul țintă pentru Hidroelectrica, pentru că prețul a crescut foarte mult în ultimele zile. Haideți să vedem care este agenda acestui video. Păi, săptămâna trecută am discutat noi că avem două scenarii care puteau să se întâmple, un scenariu de creștere și un scenariu de scădere și astăzi vom vedea care dintre aceste două scenarii s-a aplicat. Și bineînțeles, în urma scenariului pe care, care s-a îndeplinit, trebuie să luăm în calcul și dacă astăzi mai este un moment bun să cumpăr hidroelectrica. Și vom vedea care este prețul țintă dat de o companie de profil din, din domeniu, prețul țintă pentru 2024, dat de Goldring. După ce vom vedea acest preț țintă, vom putea să luăm o decizie în cunoștință de cauză și să răspundem la întrebarea dacă pentru anul 2024 hidroelectrica este în continuare o companie bună în care să investești sau poate ar trebui să meargă în altă parte. Și bineînțeles pentru că eu știu că ți-e -ți place foarte mult videourile, îți plac foarte mult videourile pe care le fac. Te rog, lasă această apreciere pentru videoul acesta și abonează-te la canal ca să mai vezi și în viitor videouri asemănătoare. Și acum am o întrebare capitală pentru tine, o întrebare foarte importantă. Dacă prefer să spun clonțopel sau clopoțel la pentru această notificare, te rog, lasă-mi zona de comentarii, este o întrebare foarte importantă la care aș prefera să am răspuns din partea ta. Pentru că am văzut că a creat controversă aceste, aceste două pronunții. Și haideți să ne apucăm de treabă. Am discutat noi săptămâna trecută, în momentul în care a scăzut prețul acțiunii, că am avut un uh, impuls, am avut o corecție, un impuls și acum a început o corecție și ar trebui să se afle pe final această corecție. Doar că finalul corecției se întâmplă doar în momentul în care se formează minimul. În momentul acesta nu aveam un minim format. Și am avut două scenarii. Primul scenariu în care am spus că minimul format o să fie deasupra minimului precedent și am spus că trendul se va continua, vor se va transforma într un trend lateral, or se va continua trendul ascendent, doar că se va schimba panta. Și un al doilea scenariu în care am spus că minimul nou format va fi sub minimul precedent. Asta înseamnă că se va schimba trendul. Pe trendul descendent, eu nu recomand să cumperi, însă, de cele mai multe ori, cele mai bune prețuri le vedem la minime de genul acesta. Acum, întrebarea este care dintre aceste două scenarii s-a întâmplat? În mod evident, scenariul numărul 1 s-a format și anume, minimul nou format este în continuare mai mare decât minimul precedent. Asta înseamnă că nu s-a schimbat trendul, deci trendul în continuare este un trend ascendent doar că s-a schimbat panta trendului. Da? Deci trendul este în continuare trendul cu care ne-a obișnuit hidroelectrica până în momentul de față, adică un trend de creștere, doar s-a schimbat panta trendului. Dacă s-a schimbat panta trendului, înseamnă că acum avem două trenduri care ar putea să fie respectate în următoarea perioadă. Întrebarea este pentru astăzi. În februarie, la început de februarie 2024, mai este un preț bun să cumpăr hidroelectrică. Astăzi, prețul hidro, pe acțiune este la 128,3 de lei. 3. Și Goldring spune în felul următorul. Goldring a lansat un raport în data de 31 a, a, a adică nu cu foarte mult timp în urmă, și spune că prețul țintă este între 129,23 de lei și 131 de lei. Prețul țintă pentru anul 2024. Cum au ajuns ei la această evaluare? Cum au ajuns ei în punctul în care să dea acest interval? Păi ei au folosit două metode de evaluare a prețului acțiunii. Prima metodă se cheamă metoda multiplilor. Adică, com -ă, compania Goldring a mers în piața noastră locală și a luat toate companiile asemănătoare cu Hidroelectrica și le-a trecut într-un tabel. A luat Enel, a luat toate companiile asemănătoare cu hidroelectrică și le-a trecut în acest tabel, unde a trecut anumite aspecte importante despre companii. Capitalizarea, raportul per, price to book, enterprise value to capitalization, enterprise value to ibda A trecut pentru fiecare companie în parte aceste numere pe care le găsim în rapoartele financiare pe uh, site-uri de specialitate, găsim toate aceste numere. După ce au trecut toate aceste numere, au făcut o medie pentru fiecare raport în parte. Adică media raportului per pentru companiile asemănătoare cu hidroelectrica este de 20. În momentul de față, hidroelectrica se transacționează la un raport per de 9. Deci, mult mai mic decât media. Mediana este de 14. Acum, care este diferența între medie și mediană? Media este media aritmetică, media clasică pe care o folosim uh, și noi când calculăm uh, media notelor, de exemplu. Mediana este puțin diferită. De ce este diferită? Pentru că taie maximele și minimele și nu le ia în considerare și folosește doar informațiile care sunt mai aproape unele de celelalte. În realitate mediana este acea care ne spune mai degrabă cam care este valoarea uh, reală din piață pentru acest mod de a, de a evolua companiile. Media e posibil să ne mintă puțin, pentru că dacă sunt companii care au rapoarte foarte mari, raport per foarte mare, vedem aici, mai vedem și companii cu un raport de 32, dar în același timp vedem și companii cu raport per de 6. Adică aceste maxime și minime sunt tăiate și se calculează media doar pe cele mai apropiate. Și în momentul de față se pare că dacă luăm în calcul raportul per, hidroelectrica este cu mult sub. Price to book value este deasupra. Adică price to book value, în mod teoretic, ar spune că este mai scumpă. Enterprise value to capitalization, la fel este deasupra. Enterprise value to EBITDA este sub. Acum, ce a făcut Goldring? Pe a luat aceste medii și a făcut niște calcule. A făcut calcule pe fiecare în parte. Astfel încât să calculeze valoarea companiei luând în calcul fiecare dintre acești parametri. După ce a calculat pe fiecare parametru, a obținut anumite valori, unele foarte mari, altele foarte mici. Nu a luat un singur raport din acestea, le-a luat pe toate, da? Și a făcut media cu toate aceste rapoarte, obținând o valoare a companiei de 57 de miliarde, de milioane. 57 de milioane. Numărul de acțiuni, 449.000, prețul, luând în calcul doar aceste două, doar acești doi parametri, 128,13 lei, mai avem o primă de 2,7 și obținem un preț țintă, după primă, de 131,56 de lei. ,56 de lei. Da? Deci, aceasta este o primă metodă pe care am folosit cei de la Goldring O a doua metodă. Se cheamă, în engleză este uh, free cash flow, în română este o metodă bazată pe actualizarea fluxului de numerări. Și cei de la Goldring au luat în calcul EBIT. Au făcut o prognoză a EBIT pe următorii ani: 2023, 2024, 2025, 2026 și în continuare. Dacă ne uităm la valoarea EBIT, putem să observăm că de la un an la altul nu se schimbă foarte mult. Adică, cei de la Goldring estimează că în următorii ani, compania hidroelectrică nu își va crește foarte mult nici cifra de afaceri, dar nici profitul. Și va rămâne pe o poziție oarecum constantă. Tocmai din această cauză, prețul țintă pentru uh, această companie la sfârșitul acestui an este de 129,23 de lei. Da? Folosind aceste două metode, cei de la Goldring au obținut. Această, acest interval de preț pentru anul 2024. Acum, dacă cumpăr eu astăzi acțiuni la hidroelectrică la 128,3 lei, eu o să am un profit minim de 0,7%, luând în calcul această cotație de preț de 129 și un profit maxim de 2,5% pe an. Aceste profituri pe care aș putea să le obțin eu din această investiție, în momentul de față, sunt destul de micuțe. Sunt mai mici decât am așteptat de la piață în general. Sunt profituri pe care eu, dacă le văd la o companie, intenționez să nu investesc în acea companie. Mare atenție, aceste uh, cotații de preț sunt date de Goldring, asta nu înseamnă că o să se întâmple 100%, este doar un interval pe care uh, cei de la Goldring l-au obținut în urma celor două metode de evaluare a prețului pe acțiuni. Acum, întrebarea mea pentru tine, luând în calcul această metodă de evaluare și văzând aceste cotații de preț, tu intenționezi să mai cumperi hidroelectrica în acest moment, având în vedere cotația de preț minimă de 129 de lei și prețul astăzi fiind la 128? Tu mai vrei să cumperi hidroelectrica astăzi și să-l pui în portofoliu tău sau poate vrei să mergi cu banii în alte direcții? Și haideți să tragem și niște concluzii. Prima concluzie este că în momentul de față se pare că companiile de profil care analizează companiile din piața românească bursieră, în speță goldring de această dată, estimează o temperare a creșterii profitabilității pentru hidroelectrică în următorii trei. De ce estimează ei această temperare a creșterii profitabilității? Pentru că se pare că prețul pe energie în următoarea perioadă ori este, o să fie în scădere, ori o să existe o plafonare a prețului și atunci din această cauză ei estimează că această profitabilitate va fi oarecum constantă în următorii ani. Dacă ne luăm după analiza făcută de la cei de la Goldring, dacă noi cumpărăm astăzi hidroelectrica, mare atenție, nu avem șanse să batem piața. Adică cu o creștere de 2%, nu am șanse să se bat piața. Uh, indicele BET istoric vorbind, are în medie o creștere cam de 16,7%, o creștere mult mai mare decât aș putea să obțin la hidroelectrica dacă cumpără astăzi. Acum, mare atenție că această analiză pe care o făcut-o la cei de la Goldring a fost făcută în urma unor estimări pe care, sau în urma unor presupuneri pe care ei le-au folosit. Tocmai din cauza aceasta, eu recomand întotdeauna oamenilor să-și facă o prognoză proprie a prețului pe acțiune, astfel încât să aibă o viziune pe minim 3-7 ani. O viziune doar pe un singur an nu ne spune foarte multe despre companie. Tocmai din cauza asta, eu îți recomand oamenilor și îți recomand și ție să-ți faci o analiză proprie a prețului pe acțiune, astfel încât să ai o viziune pe o perioadă de măcar de 3 ani. Pentru că e posibil ca anul ăsta să nu bați viața cu hidroelectrica, dar în 3 ani cine știe ce se mai poate întâmpla.